Data trecută am zis că vorbim despre Lucifer, în final am vorbit tot despre Satana și mie mi-a plăcut subiectul, dar să știi că tot am rămas un pic neclar cu tema asta despre Satana. De ce? Pentru că eu am mare încredere în Isus și la un moment dat Isus vorbește foarte, foarte clar despre Satana. Și chestia asta m-a pus pe gânduri. Ori n-a știut cine este și a crezut și el cum credeau toți pe vremea aia și a acceptat ideea asta despre... Și ne-a transmis-o și nouă. Deci asta îmi spune mie că nu era Dumnezeu, pentru că dacă era Dumnezeu știa că cine e și cum e. Deci n-a știut, a crezut o minciună și el. Ori a știut și ne-a mințit. Pentru că a fost destul de revoluționar și destul de... El a schimbat foarte multe lucruri. Spune, s-a zis în vechime, dar eu vă spun și a încercat să reformeze multe lucruri care erau înțelese greșit. Și gândindu-mă la tema asta, mi-a venit în minte, la urmă, chestiunea asta, că Iisus cunoștea foarte bine mintea oamenilor și nu era pentru că le citea mimica sau limbajul ăsta non-verbal. De exemplu, se întâlnește cu samaritan și zice, a avut, după bărbatul tău, zice, nu am, ai avut 5 bărbați și ăsta care e cu tine nu este al tău. Și nu se mai întâlnise cu el, deci știa viața ei. Se apropie de Smochin și dă-te jos din pom. Era acolo Smochin, de unde știa. Cu Nicodim i-a spus că trebuie să te naști din nou. Și i-a spus exact ceea ce avea nevoie Nicodim. Apoi, lui Petru i-a prezis cum o să se lepede de el, cum o să cânte cocoșul, când, la ce oră. Lui Iuda i-a spus ce ai de făcut, fă. Deci știa foarte bine. Mintea și viața. La farisei le-a spus, voi sunteți foarte bine pe din afară, cine știa interiorul lor? Iisus a știut și le-a reclamat. Cine a fost, deci capacitatea asta lui Iisus de a cunoaște, de a citi omul și de a ști viitorul, e o calitate divină sau e un fenomen natural? Dacă într-adevăr a fost divin, înseamnă că el a confirmat pe Satana în ceea ce a spus. Dacă nu e divin și nu a fost divin și așa, înseamnă că el s-a supus ca oricare om și a înțeles și el ce înțelegem și noi, ce au înțeles și cei de atunci. Apoi, referitor la Satana, vezi tu, conceptul despre dragoste a fost văzut într-un fel, nu, dinte pentru dinte, după aceea Iisus a venit și a spus, dar eu vă spun, iubește pe vrăjmașul tău, nu cumva și conceptul despre Satana a evoluat și tocmai de aceea în timpul lui Iisus și Iisus l-a confirmat, a adus o lumină despre Satana, care nu era, înainte se credea că e un procuror, cum spuneai tu, că era ceva, era cineva, dar Iisus a dat lumină despre Satana și tocmai de aceea noi acum avem lumina care o avem. Bun, cam astea ar fi întrebările mele. Poate că o să avem întrebări mai multe după aceea. Tu ai propus tema Dumnezeirea lui Iisus, paradox sau dialectic. Așa că te ascult. Da, sunt mai multe probleme amestecate. Deci, cu privire la Satana, aș vrea să spun mai întâi că nu mi se pare deloc că Iisus a dus o lumină nouă cu privire la Satana. Iisus a spus oamenilor exact ce gândeau ei despre Satana. Da? Deci asta e foarte clar. Deci noi nu avem acum niciun dubiu cu privire că aceste concepții despre Satana existau în iudaism deja înainte de venirea lui Iisus și așa cum a spus, s-au păstrat în islam. Acum nu pot spune, hai să punem întrebarea și Mohamed a avut o lume nouă despre Satana, nu? Acum, dar Mohamed contrazice gândirea creștină despre Satana și așa mai departe. Cert este că în secolul 1 creștinii credeau despre Satana, ceea ce cred musulmanii astăzi. Musulmanii au păstrat perfect credința creștinilor din secolul 1. În creștină nu a existat o evoluție cu privire la Satana, mai ales sub influența maniheismului.
După aceea, dacă Iisus, un aspect care îl face pe Iisus, ne face să credem în Iisus ca Mântuitor, este credința că Iisus a fost om ca și noi. Noi spunem a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat. Lasă afirmația asta pentru mai târziu, da? Dar un lucru clar, axiomatic, noi acceptăm ideea că dacă Iisus nu a fost om ca noi, nu putea să ne mântuiască. Deci dacă, hai să iau că vorbeam înainte de Diana Nayad, puțin înainte aveam o discuție despre Diana Nayad. Dacă Diana Nayad este un fel de alien, un fel de ființă superumană, o persoană cu proprietăți parapsihologice sau știu eu ce fenomen nenatural, atunci ea nu este un model pentru noi. Dar faptul că ea a reușit să facă ce a făcut, nu înseamnă că eu și cu tine putem face acest lucru, dar arată că potențial suntem capabili. Orice om e capabil dacă își propune, dacă perseverează, dacă vrea cu tot din adinsul, dacă se luptă, ajunge acolo, poate nu cât Diana Nayad, dar ajunge să facă, să-și exprimă potențialul. La fel când e vorba despre Isus, eu vreau să. O să mă refer mai puțin la Dumnezeirea, mai târziu la Dumnezeirea lui Isus, da. Dar statutul lui Isus ca om adevărat, implică limitele umane. Omul e o persoană, orice persoană este limitată, pentru că e natura personalității să fie limitată. Și atunci, dacă Isus a fost o persoană umană, a avut limitele umane. Ideea că Isus ar fi avut ceva ce nu are omul, automat îl exclude ca mântuitor. De fapt, ideea asta a fost, chiar dacă dogma creștină respinge ideea că Isus nu a fost om adevărat, implicit, credința bisericii creștine și creștine de 2000 de ani a mers pe ideea că Iisus de fapt n-a fost om adevărat, că a fost altceva. Și asta pentru că oamenii în superstiția lor au nevoie să se agațe de ceva care este altceva decât ei. Asta este specific în natura umană, toate religiile. Și aici probabil este principala revoluție care a făcut-o creștinismul. Că Dumnezeu poate fi om în limitele omului, care nu sunt doar limite biologice sau de educație sociale, sunt limite culturale istorice. Acum, dacă Isus a folosit limbajul timpului său, e de așteptat ca Isus să folosească limbajul timpului său. Pentru că și noi avem o concepție despre lume care e limitată. Și dacă Isus ar veni în timpul nostru, ar folosi limbajul timpului nostru și conceptele noastre ca să fie credibil, să poată fi înțeles. Peste 1000 de ani sau peste 2000 de ani mai târziu, să zic, în anul 4023, oamenii ar vedea ce a spus Isus și ar spune că Isus este depășit, că nu este ceea ce se pretinde, nu e Dumnezeu, pentru că uite că n-a știut ce vor ști oamenii peste 2000 și ceva de ani. Sunt alte lucruri pe care Iisus nu le-a corectat despre croșinți oameni. De exemplu, Iisus a fost un vindecător, nu-i așa? Iisus a fost foarte. Preocuparea lui Iisus pentru sănătatea oamenilor a fost mai mare decât preocuparea pentru partea religioasă. Întotdeauna a fost mai interesat de vindecarea holistică a omului. Fizică, suflet, emoțională, spirituală, socială, de toate aceste aspecte a fost interesat la oaltă. Deci, preocuparea lui pentru sănătatea omului. Dacă Iisus a fost Dumnezeu, de ce nu le-a spus oamenilor că lepra e provocată de o bacterie? De ce nu le-a explicat ce e aia bacterie? De ce nu le-a spus pur și simplu că lepra îi se datorează condițiilor de neigienă din Iudeea, o societate săracă în apă? De ce nu le-a spus că ar trebui să fiarbă apa înainte ca să o bea? Arheologii au analizat fosilele de fecale din Ierusalimul biblic și au constatat că Ierusalimul biblic
departe de a fi acea lume idilică, binecuvântată de Dumnezeu, în aceste fecale fosilizate sunt o grămadă de viermi intestinali de paraziți fosilizați și sunt dovada foarte multor boli de care suferea populația. De fapt, nu era om care să n-aibă o infecție, să n-aibă un parazit în toată Iudeea. De ce Iisus nu le-a spus despre acestea? Sau să pun întrebarea pe care a pus-o Florin Liga la școala de sabat, săptămâna asta, cine a vizionat școala de sabat care facem la Chicago, Florin Liga a pus o întrebare foarte pertinentă. De ce în vindecările lui Iisus nu există un braț sau un picior amputat care crește la loc? Bă, e urechea robului mare preot acolo, dar nu se știe ce a fost acolo, nu? Dar, uite, acum în Arkansas, în Statele Unite, s-a făcut primul transplant de ochi în istoria chirurgiei. Un om care a avut, mă rog, un accident, i s-a făcut chirurgie plastică, dar i s-a pus un ochi. Și vede cu ochiul acela, i s-a grefat un ochi nou și vede cu ochiul acela. E primul caz din istorie în care un ochi este grefat. De ce Iisus nu a făcut asemenea lucruri? De ce întotdeauna toate vindecările lui au anumite limite? Vindecă pe cineva care are o boală, o scurgere de sânge, e paralizat, are friguri, mă rog, e epileptic, dar foarte interesant e faptul că niciodată nu face ceva ce ar implica ceva care nu se poate în ultimă instanță explica prin legile naturii. De Cum ar... exemplu, orbul din naștere, ce Da, vrei să... orbul din naștere. Acum, câți orbi din naștere nu sunt vindecați în timpul nostru, nu? Orbul din naștere îi face operație și vede. E foarte simplu să face treaba asta. Face operație și vede. Sunt oameni care o fac cu mijloace foarte rudimentare și nici măcar nu este o chirurgie foarte avansată. De fapt, eu am cunoscut pe cineva care mi-a povestit cum el a cunoscut credința adventistă de la un bătrân când își păștea oile. Era și el copil și îl trătea tasul cu oile și oile aveau albeață. Și bătrânul ăla care mergea cu Biblia la el opera oile de albeață, foarte empiric, cu un cuțit. Avea un talent extraordinar. Și spunea numele lui Iisus Hristos de vindec. Spunea oi, punea mâna pe capul oi, se ruga pentru ea, spunea numele lui Hristos de vindec, dar avea un talent extraordinar. Deci el cu un cuțit îi scăpa oaia de albeață, ceea ce aș vrea să spun, nu știu câți chirurgi ar fi în stare să facă treaba asta. Deci e un altă, țin minte o întâmplare care am citit-o cândva, că un chirurg trecea pe lângă o stână și l-a chemat la Baciu, cum îi zice acolo, și a venit chirurgul și a văzut că fiul lui avea acea stare clinică când se adună foarte multă mucoasă pe trahee, nu știu cum se numește, și nu mai poate respira, da? Și ce să face? De obicei se face o operație aici, se taie aici, trahea să bagă un tub ca să respire. Și chirurgul a luat coasa păstorului, l-a tăiat pe copil, i-a tăiat gâtul și a băgat portsigaretul lui. Cum era înainte, oamenii aveau acele tuburi mici care păgau țigara, dacă țineți minte, nu știu dacă vă amintiți în România, știu că erau treburile astea. A băgat portsigaretul lui, care era de ebonite, l-a băgat acolo și l-a salvat pe copil ca să poată fi dus la spital. Deci, dar nimeni n-a făcut să crească un picior. Răspunsul meu este, eu cred că vindecările lui Iisus sunt reale, da? În același timp îmi dau seama că ele au fost povestite din gură în gură și orice istorie din gură în gură se mai schimbă. Evanghelia au fost scrise cu o generație mai târziu. Asta nu este un fapt îndoielnic. Da? Cu excepția Evangheliei după Ioan, care a fost scrisă mult mai târziu, ca aproape pe la anul 100 a fost scris Evanghelia după Ioan, deci ai mai mult decât o generație mai târziu. Dar cert este că Marcu este scrisă cam pe la anul 70 și e cea mai veche Evanghelie considerată. Matei și Luca vin după aceea. Toate aceste minuni s-au bazat pe niște materiale orale. Cum Luca spune că a făcut cercetări cu deamănuntul. Și ce a aflat? Ceea ce scrie și în Marcu și Matei. Observă lucrul acesta, da? Deci erau niște
o structură de o narațiune orală care se spunea despre Isus, care se repetau cu unele variații cam aceleași lucruri. Acum, nu, eu nu mă îndoiesc de faptul că Isus a făcut vindecări. Asta este, cred, un lucru care chiar și mulți sceptici acceptă că Isus a făcut vindecări. Dar mi se pare că ce caracterizează vindecarea lui Isus este caracterul psihosomatic. Isus, în mod, mi se pare în mod destul de puternic, se vede că când spune, de exemplu, credința ta te-a mântuit, că Isus apelează la mintea omului, în primul rând. Întotdeauna apare mintea omului, este factorul determinant, trebuie să crezi. Și după aceea, omul este în stare să facă, să se scoale, să se ridice și sunt oameni care au această capacitate, dar Isus se pare că a avut-o ca nimeni altcineva. Erau și alții pe timpul Isus care aveau capacitatea asta. În general, în culturile primitive, mintea omului e mult mai deschisă, mai susceptibilă de a fi influențată de altă minte. Iudeea era o cultură primitivă. Și această susceptibilitate de a fi influențat de altă minte îl poate face pe om să moară sau să trăiască. Există în societățile tribale, primitive, din timpul nostru. Și când spun societăți tribale, nu sunt oameni care trăiesc în junglă, trăiesc în orașe deja, da? Trăiesc în orașe, Noua Guinee, în Africa, undeva, trăiesc în oraș deja. Dar conceptul despre lume este tribală încă, că nu se schimbă omul așa peste noapte, așa cum noi românii. Concepția despre lumea țăranului român, adventistul român, dacă vrei, e tot concepția șerbilor, care analfabeti, care munceau pe moșilor boierilor acum 200 de ani. Nu s-a schimbat. În general, este aceeași concepție despre lume, grație spre magie, spre supranatural, frica de diavol, de, mă rog, și așa mai departe, apropo de chestia asta. Deci, în toate aceste societăți tribale, și nu mă refer la oameni care sunt animiști ca concepție explicită. Mă refer, de exemplu, la seminarea adventistă de ziua șaptea. Într-un seminar adventist de ziua șaptea din Noua Guinee, fetele se plâng că seminariștii, viitorii pastori, viitorii misionari, da, din dormitorul de băieți, vin noaptea ca spirit la ele și le violează, ca spirit. Devine că spiritual și fetele spun în numele lui Iisus Hristos pleacă de la mine, da? Acum, întotdeauna poveștile astea la noi în biserică se lasă cu spiritism. Păi spiritism e satana. Însă, Sebastian, de exemplu, îmi povestea, Sebastian e omul care a cunoscut foarte bine triburile primitive și le-a privit cu simpatie, le-a înțeles, a intrat în viața lor, a intrat în religia lor, da? Ceea ce n-a făcut niciun misionar care l-a cunoscut eu. El s-a făcut una cu ei, s-a îmbrăcat ca ei sau s-a dezbrăcat ca ei, dacă vrei, da? A mâncat cu ei, totul s-a identificat cu ei 100%. Și el îmi povestea că la un moment dat există anumite fenomene pe care nu le poți explica, practic, psihosomatice. O femeie face un act de un ritual de magie ca să intre spiritul leopardului în ea, doar în fața ei se schimbă, arată ca un leopard și, mă rog, face urât. Deci, societățile primitive, vreau să spun, au o capacitate mai puternică de a fi influențate de la nivelul minții la nivelul corpului. Legătura asta e demonstrată științific că există. Sistemul nervos central are o anumită punte între ceea ce e somatic și ceea ce este mental foarte puternică și noi știm că există această legătură, dar în societățile primitive mai puternică, mai ales că ei n-au medicină și oamenii oarecum sunt educați să o facă. Așa că aici vindecările lui Iisus eu nu le contest. Ceea ce vreau să arăt însă este faptul mai întâi că ideea de divinitate la Iisus nu s-a bazat pe minuni. Asta e foarte clar, da? Iisus însuși spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu veți crede. Făcători de minuni existau mulți în timpul acela. Că erau excroci sau erau ceva autentic, ei și-și credeau în ce făceau, eu nu știu. Dar bazinul mediteranean era plin de făcători de minuni. Numai clasele înalte aveau acces la medici. Medici erau greci, de obicei, și cei mai buni țineau de școala de Alexandria și aveau un rudiment de medicină științifică, un rudiment la timpul acela.
Dar medicina lor era bazată în general pe tratamente naturale, că nu știau mai bine, și plus chirurgie. Însă, ce, lumea mediteraneană era plină de vindecători, așa că minunile lui Isus, vindecările lui Isus, nu sunt un argument pentru divinitatea lui, și Isus niciodată nu l-a folosit ca un argument. A spus, dacă nu vedeți semne și minuni, să, niciun chip nu veți crede. Da? După aceea, ce înseamnă divinitate? Cuvântul latin divius probabil a fost folosit de sutașul roman, când a spus cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Sutașul roman nu a recitat Crezul din Nicea. Sutașul roman a spus cu adevărat omul acesta a fost divius, da? Divius era considerat în Imperiul Roman Augustus, Octavianus Augustus și Iulius Cezar. Era considerat divius, era considerat Romulus. Era considerat Hercule, era considerat Ahile, da? Așa erau divius în mitologia greco-romană. Dar ajunseseră în timpul acela să-l facă pe Cezar divius și apoi Augustus s-a declarat deja în timpul vieții divius. Și Augustus are tot o semnificație de ceva divin. Sutașul roman spune, ăsta a fost divius, după ce îl vede pe Iisus murind pe cruce. Deci, aici este o revoluția deja pe care ne apare, în care divin e cel care moare pe cruce. Felul cum moare pe cruce e argumentul divinității lui, nu faptul că s-a dat jos de pe cruce sau a făcut ceva supranatural. Țineți minte tachinarea preoților iudei. Dacă ești divius, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Mie îmi pare rău că traducerea română n-a încercat să reconstituie, de fapt, dialogul așa cum probabil a avut loc. Probabil că, deși vorbeau aramaică, preoții, având în vedere că lumea era deja pătrunsă de cultura latină și Isus se considera împărat și împăratul era divius, dacă ești divius, coboară de pe cruce. Și după ce moare, sutașul spune cu adevărat omul acesta a fost divius, da? Acum, ca să ne dăm seama de impactul crucii, pe care probabil noi nu-l mai putem sesiza la timpul nostru, că am văzut prea multe crucifixuri și cruci, prea multe predici despre cruce și prea multe poze, nu mai realizăm, de fapt, ce a fost crucea ca impact atunci. Însă, dacă le iau pe Iisus, de exemplu, ce spune Iisus este, în Ioan capitolul 9, când este acuzat că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. S-a făcut Divius. Dar s-a făcut Dumnezeu. De fapt, îl acuză. E singura Evanghelie, Evanghelia după Ioan. Așa că o paranteză, sinopticele nu vorbesc despre dumnezeirea lui Isus. Sinopticele vorbesc despre divinitatea lui, despre faptul că e Mesia. Și Mesia te aștept să facă minuni, că și Moise a făcut minuni. Și profeții au făcut minuni și nu era diferență în mentalitatea timpului, aș vrea să spun, în antichitatea iudaică. Nu era diferență între magul egiptean și profetul evreu în privința asta. Pentru că, de exemplu, și Balaam este un mag, da? Deci, să nu uităm că Moise are o competiție de magie cu preoții egipteni, care face magie mai mare, nu? Deci, concepția era magică și se așteptau ca Mesia să aibă proprietăți magice. Nu asta era problema, deci asta era testul mesianității pentru popor. Dar nu asta a fost testul mesianității în biserica creștină și pentru Isus. Asta vreau să subliniez, aspectul acesta. De exemplu, Apostolul Pavel nu amintește o singură minune când vorbește despre faptul că Isus e Fiul lui Dumnezeu. Singurul argument care l-aduce Pavel este învierea din morți. Atâta. Deci Pavel nu menționează nicio minune a lui Isus. El vorbește doar despre învierea din morți. Nu că nu zic că nu le-a crezut. Pur și simplu erau irelevante pentru el. În teologia lui Pavel și în teologia bisericii, minunele lui Isus erau irelevante. Oamenii în vremea aceea nu credeau în minuni nu numai făcute de Dumnezeu sau de diavol, cum spunem noi. Oamenii în timpul acela credeau în magie, pur și simplu. Era încă gândirea magică era puternic întipărită în mintea poporului de rând. Eu nu vorbesc de 1% filozofi stoici, aristocrați romani sau greci, clase educate, saducei, care erau niște sceptici, nu credeau nici ei ce spuneau.
Nu vorbesc de 1% de oameni educați în timpul acelui, oameni literați, dar marea masă a oamenilor avea o gândire magică, așa cum țăranul român, probabil până în generația bunicilor mei, dar chiar și în generația părinților. Țara română încă avea o gândire magică, gândea magic lumea, nu gândea științific. Deci mă întorc la Pavel. Pavel nu se ocupă de aspectul acesta. Argumentul lui este cu totul altul despre Isus, așa cum Pavel nici nu ia în considerare ideea nașterii din fecioară. El spune Isus a fost după neam din neamul lui, familia lui David. Pe dacă a fost din neamul lui David, după care n-a fost, așa cum spune Evanghelia după Matei și Luca, nu? Că a venit Duhul Sfânt și, mă rog, a venit peste Fecioara Maria și, practic, Fecioara Maria a fost fecundată de Dumnezeu, care e masculin, se pare, și ea, fiind femeie, mă rog, a fost fecundată și a născut un copil. Ăla nu-i fiul lui David, e fiul lui Dumnezeu. Dar Pavel spune după carne, după catasarca, dacă mai ții minte greaca din seminar, Silviu, da? Sau cine mai ține minte, ce seminarul, catasarca după carne, adică după natural. Este fiul natural al lui David, urmaș natural al lui David. Însă, mă întorc la Ioan, capitolul 9. Deci singurul loc în care se pare că Iisus e acuzat, că s-a declarat pe sine Dumnezeu, este Ioan capitolul 9. Și ce răspunde Iisus? Răspunde citând din Psalmul 82. Ce spune Psalmul 82? Elohim stă în adunarea lui Elohim. Da? Și spune, sunteți Elohim, dar veți muri ca niște oameni. Adică, Ben Elohim, fiul lui Elohim. Erau considerați în mitologia cananită zei. Era Elohim și care însemnează, de fapt, pluralitatea zeilor, da? Dar Ben Elohim erau zeii care erau fiii lui Dumnezeu. Mitologiile care le spunem noi păgâne, nu erau așa cum credem noi. Mă refer la egipteni și la cananiți, credeau într-un Dumnezeu transcendental, un Dumnezeu inaccesibil, care nu poate fi înțeles, nu poate fi cunoscut, dar el avea fi. Și fii aceștia erau zei. Erau panteonul zeilor care exista în toate culturile, erau cam aceiași, dar cu nume schimbate. Acum, Elohim spune, sunteți Elohim, dați vei bruca niște oameni. Pentru că nu faceți dreptate, văduvei, pământul îi prinde violență, de aceea se clatine toate temerile lumii, de aceea veți muri ca niște oameni. Deci în gândirea, în evoluția iudaism, evreilor spre monoteism, pentru că a fost o evoluție, nu este cum considerau antropologic cândva, că au mers de la o pluralitate de zei la un singur Dumnezeu. Ei credeau într-un Dumnezeu singur care avea fii zei. Adică zeii erau de aceeași natură cu Dumnezeu. Și erau antropomorfi, dar erau nemuritori, erau aceeași natură cu Dumnezeu. Și se pare că Psalmul 82 vorbește despre faptul că acești zei sunt nimiciți și rămâne doar Dumnezeu. Așa că evrei, la fel ca și perșii, dar mai ales sub influența persană, ajung să se închine la un singur Dumnezeu. Exclud toate ceilalți Dumnezei, deși rămâne credința în îngeri, care credința în îngeri nu dispare, însă s-a duc eu resping, așa cum știm cu toții, resping credința în îngeri, fiindcă nu se găsește de fapt în iudaism propriu-zis, în teologia iudaică, dar există un singur Dumnezeu transcendental și toți ceilalți sunt creaturi. Chiar dacă există îngeri și aceștia sunt niște creaturi, nu sunt din neamul lui. Acum Iisus spune, dacă legea spune celor care ascultă legea că sunt Elohim, cum mă acuzați pe mine că m-am făcut fiul lui Elohim? Observați că Isus, de fapt, spune că oamenii sunt Elohim. Da? Deci, Isus spune că omul este de natură divină. Asta spune și Pavel în discursul din Fapte 17, de pe Colinele Marte. El spune, citează din filozoful grec Epamenides, în el avem viața, ființa și mișcarea și apoi spune, suntem din neamul lui, spune Epamenides.
Și deci dacă suntem din neamul lui, spune Pavel, să nu ne mai închinăm la temple și la zei, cam asta este ideea, da? Deci dacă noi suntem din neamul lui, n-ar rost să ne plecăm în fața zeilor, fiindcă noi suntem zei, noi suntem Elohim și trebuie să ne pocăim acum și vorbește apoi despre învierea lui Isus. Dumnezeu va judeca lumea prin omul, folosește cuvântul om, Pavel, nu spune printr-un zeu, printr-o divinitate, prin omul, despre care a dat tuturor mărturie prin faptul că l-a înviat din morți. Acum, grecii au râs atunci, dar n-au râs mai târziu. Fiindcă grecii, după aceea, au construit o întreagă teologie pe ideea aceasta. Deci, nu e vorba aici de credință populară, e vorba de filozofii greci care au construit o teologie, care, așa cum știm, e crezut din Nicea. Acum, care e aspectul dialectic aici, să zic, da? Și care e aspectul paradoxului? Sunt două vederi despre dumnezeirea lui Isus. Una este paradoxul. Isus a fost Dumnezeu și a fost om în același timp. Cum adică? Nu putem pricepe. E un paradox, da? E un mister. Nu putem pricepe, dar trebuie să credem că a fost om și Dumnezeu în același timp. Pentru că clar că Biblia numește om și Dumnezeu în același timp. Și alte concepții dialectică. Anume, pleacă de la evoluția conceptului de Dumnezeu. Probabil că Psalm 82 aici iarăși este un exemplu foarte bun. Deci oamenii la un anumit punct în iudaism se crede într-un singur Dumnezeu abstract, un Dumnezeu separat de creație, un Dumnezeu separat de om, a cărui despărțit de omenire, care se întâlnește cu poporul evreu în pustie, are o intersecție cu poporul evreu. Dar observați că chiar poporul evreu, ca să aibă această intersecție cu Dumnezeu, trebuie să se despartă de altă popoare să țină legea, pe care nu e în stare să o țină, de fapt. Și când spun legea, nu înțeleg cele 10 porunci. Pentru că 6 din cele 10 porunci sunt legea naturală. Se găsesc în toate culturile aceste porunci. Ce are decalogul diferit de alte coduri de lege ale Antichității este că are porunci care contrazic religiile Antichității. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu rostești numele lui Dumnezeu, să ții ziua sabatului. Toate acestea contrazic religiile Antichității. Dar restul celorlalte au caracter, același caracter ca în toate culturile și toate codurile de legi. Însă evreii, nu e vorba doar de cele 10 porunci, evreii au foarte multe legi a căror scop e să-i separe de celelalte popoare. Legi de mâncare, legi de curățire, legi de îmbrăcăminte. Iarăși e o despărțire în mijlocul iudaismului între evreul de rând și levit. După aceea e o despărțire între levit și preot, e o despărțire între preoții și marele preot, da? E o despărțire între țara lui Israel și celelalte țări, e o despărțire între Ierusalim și, și Israel, e o despărțire între templu și Ierusalim, e o despărțire între curtea din afară și curtea din lăuntru, între curtea din lăuntru și clădirea propusă a templului, și în sfârșit eu am spus între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Deci că toate aceste despărțiri implică oarecum o încercare de a se apropia de Dumnezeu despărțindu-se de familia umană, dar nu reușesc. Acum, interesant, comentariul lui Pavel din Roman, capitolul 10, este că acest aspect implică o dialectică, adică o teză, antiteză și nouă sinteză, ca să zic așa. În sensul că Pavel spune că această despărțire a evreilor de alte popoare prin lege și pormă a diverse lucruri sfinte sau oameni sfinți în iudaism tot prin lege a fost doar cu scopul de a arăta că este imposibil de fapt ca omul să poată să ajungă la Dumnezeu sau să poată cumva să intre în legătură cu Dumnezeu. Este un eșec total, zice el. Și atunci ce apare când vine Iisus, când vine Iisus? Argumentul crucii este aceea că s-a unit Dumnezeu cu omenirea pe cruce și apoi argumentul că s-a unit în persoana lui Iisus. Dar ideea întrupării, așa cum o prezintă Iisus, este momentul
în care omul care, să zic, a trecut de la politeism, de la idolatria grosolană a fenicierilor și babilonenilor, a trecut de la politeism la monoteism, un singur Dumnezeu, și nu dualismul persan, Dumnezeu și Satana, ci un singur Dumnezeu, să fie foarte clar în iudaism, trece la monoteismul acesta, un singur Dumnezeu despărțit de omenire, și după aceea Iisus este Dumnezeu descoperit în om. După aceea, prin cruce, este ruptă orice despărțire între Dumnezeu și om, sau între Iisus și restul omenirii. Deci Iisus este omul Dumnezeu, asta este doctrina Bisericii Creștine, asta apare Evanghelia după Ioan, asta spune Apostolul Pavel, mai puțin sinopticele, dar rolul crucii, așa cum arată Pavel, este că omul Dumnezeu este practic, devine întreaga omenire. Iisus înviază ca omul nou, să nu uităm lucrul acesta, și din cauza asta în Iisus, Galateni 3:16, nu mai există grec și evreu, nu mai există barbar și roman, nu mai există bărbat și femeie, nu mai există sclav și stăpân. În Iisus e un singur om nou, universal. Și Duhul Sfânt implică ideea că biserica reprezintă omul Dumnezeu și Duhul Sfânt implică ideea că Iisus e reconstituit în comunitatea credincioșilor. Ăsta e rolul Duhului Sfânt. Nu este să vorbești în limbi, să faci minuni și așa mai departe, ci să creezi o comunitate. Asta e ideea care să reprezinte omul nou în Hristos. Și după aceea, ce urmează este ideea că omul este Dumnezeu, adică Dumnezeu transferă asupra omului, sau mai degrabă face omul conștient de faptul că are anumite atribute care sunt puse pe seama lui Dumnezeu doar, cum ar fi autodeterminarea, autorealizarea, autonomia, autonomia morală, liberul arbitru, astea sunt atribute ale lui Dumnezeu, care Biserica Creștină, de exemplu, prima dată în istoria omului discută despre liberul arbitru, pentru că se recunoaște că Dumnezeu a atribuit dat omului aceste atribute și Iisus este cel care reprezintă aceste atribute în mod perfect, care dovedește că, într-adevăr, omul a dat, Dumnezeu a dat omului atributele lui. Și după aceea Iisus spune, veți face lucruri mai mari decât mine. Acum, noi trăim într-o lume în care nu mai impresionează minunile lui Iisus. De exemplu, noi acum vorbim prin, practic, în timp real, nu? Semnalul merge cu viteza luminii. Deci vorbim în timp real, la orice distanță pe planeta noastră. Vedem, cum spuneai tu, Silviu, galaxii de la începutul Universului, ne pregătim de să colonizăm Luna, medicina face mereu noi și noi salturi și vindecăm, eradicăm, am reușit să eradicăm aproape cu totul bacteria de lepră. Iisus a vindecat câțiva leproși. Noi am vindecat pe toți cu mijloacele medicinii moderne. Am reușit să eradicăm ciumă și alte epidemii care făceau milioane de morți, holeră și mai departe. Am reușit să le facem, să le eradicăm. Avem vaccinuri împotriva lor. Am reușit să... Bun, am făcut față și la virusul de COVID, la pandemie, cu toate problemele ei. Am reușit să păstrăm economia și societatea funcționând și așa mai departe. Am făcut și vaccin, am găsit și diverse tratamente antivirale. Deci, noi mergem mult mai departe. Dacă Iisus n-a vorbit de virus și n-a vorbit de bacterii și dacă Iisus a certat frigurile la soacra lui Petru, s-a recunoscut că un epileptic este prins de un duh, nu e așa? Sau nonsul Domnul are un duh surd și mut, nu, că asta este ideea. Noi astăzi nu spunem că dacă Iisus a spus așa, însemnează că Iisus n-a fost Dumnezeu. Spune normal că Iisus a vorbit în termenii timpului, că oamenii nu știau mai bine. Dar când e vorba de Satana, atunci spunem că într-adevăr ne-a dat o lumină. Atunci mergem, cum spunea unul dintre cei mai scripitori intelectuali care au neoprotestantismul român în perioada comunistă, pastorul Țon,
care la bătrânețe a început să spună că de fapt toate bolile sunt create de demoni și ideea să renunți cu totul la medicină și totul se bazează numai pe exorcisme și rugăciuni și așa mai departe. Fapt, mai ales în America sunt foarte mulți care cred în exorcisme și le practică și minuni și așa mai departe. America e plină de grupări mai ales harismatice care tot timpul fac adunări de minuni, de vindecări, etc., etc. Mesajul pe care îl dă Iisus, în mod foarte clar, este acela că Dumnezeu și omul sunt un tot organic, că omul are un potențial divin pe care trebuie să și-l dezvolte, are libertatea să aleagă între a fi Dumnezeu sau a fi Satana. Da? Deci sunteți Dumnezeu, poți spune și sunteți demon, la fel de bine. Adică tu ești în jurul tău și poți să spui oamenilor, sunteți demoni. La fel de bine poți să spui, cum spune Iisus, sunteți Dumnezeu, adică uite ce sunteți în stare să faceți. Ambele, amândouă, iar o dialectică aici, da? Suntem, devenim tot mai mult Satana și Dumnezeu. De fapt, cum menționam chiar eu săptămâna trecută, adevărul este că la data aceasta și Dumnezeu și Satana, așa cum i-au înțeles oamenii, în mitologia antică, sunt depășiți. Nu-i așa? Pentru că tehnologia umană modernă depășește ceea ce putea să facă un înger sau un demon în timpurile antice, mult mai departe decât atâta. Și ca atare, ce vreau să spun este că ideea că Iisus este Dumnezeu, ideea că întruparea lui îi dă omului anumite atribute de autodeterminare, de autonomie, de libertate mai ales. Omul, să nu uităm că în timpul lui Iisus omul răspundea în fața tribului. Omul ca individ nu exista. Omul ca individ există de la Iisus încoace. Și noi suntem într-o societate care recunoaște autonomia individuală a omului și libertatea individuală a omului și recunoaște puterea minții omului de a înțelege tainele universului și a face minuni. Pentru că lucrurile care le facem noi astăzi, nu numai pentru cineva în secolul 1 era creștină, dar pentru cineva acum 200 de ani, sunt miracole supranaturale. De fapt, acum 200 de ani. Eu cunosc oameni care nu credeau cum au ajuns pe lună prin 68. Erau oameni și spuneai oameni normali, oarecum nu chiar needucați, nu niște analfabeti, care nu credeau cum au ajuns pe lună, fiindcă li se părea că așa ceva este imposibil. Și într-adevăr, noi suntem în stare să facem lucruri care păreau de domeniul supranaturalului, înainte cum ar fi zborul pe lună, da? Sau mai departe decât atâta. Și toate acestea, de fapt, arată că, într-adevăr, omul este de natură divină, este din neamul lui, cum spune Apostolul Pavel, este stăpân peste natură, poate să înțeleagă natura, da? Poate să înțeleagă legile Universului, este liber, poate fi stăpân peste destinul lui. În același timp, omul este îngerul căzut. Nu? N-ai nevoie de diavol când ai oameni, adică ce rău poate să facă Satana când tu poți să distrugi toată planeta? Poți să o distrugi pe toată sau distrugi viața pe planetă. Cine mai are nevoie de diavolul aici? Ca să dau un singur exemplu. Deci, nici diavolul, imaginați, oamenii nu putea face răul care îl face astăzi omul. Potențialul pe care îl poate face și de multe ori îl face. Așa că, eu cred că aici e o dialectică, așa cum am spus. Nu atât de mult un paradox. Și în ce privește Evanghelie și vreau să iau mesajul teologic de acolo, în primul rând. Nu, aspectul acesta al că Iisus a citit gânduri, nu știu, nici nu m-a interesat de ce a fost acolo, ca să fiu sincer, da? Pentru că nu ăsta e mesajul Evangheliei, adică Iisus nu-și dovedește teologia prin faptul că știe că farisei au nevoie să sunt ipocriți. Cred că mai multă lume nu mai știa că farisei sunt ipocriți și că parte din lăuntru e murdară și ai în afară e curată. Ok, Edi, ai spus, și eu sunt de acord cu dialectica, nu? Da. Dar rămân confuz totuși cu paradoxul. Spuneai că Iisus nu le-a spus adevărul despre lepră.
și de motivul, nu, pentru care e lepră. Nu a venit să le spună lucrul ăsta. Nu le-a spus pentru că nu a vrut sau nu a știut. Asta eu cred că întrebarea nu e asta. Deci, nu știu, deci când punem întrebarea așa, nu a vrut sau n-a știut, cred că Nu, asta e îngustăm. întrebarea mea. Da, dar nu. Îngustăm situația la anecdotic. N-are nicio importanță. Important este că Isus nu a vorbit niciodată în afara paradigmei timpului, ca să zic așa. Asta este problema care trebuie să o înțelegem. Orice a spus Isus intră în paradigma de înțelegere a lumii, a omului de rând din Iudeea. Indiferent că e vorba de satana sau de lepră sau de friguri, orice ar fi, este în această paradigmă. Dacă Isus n-a vrut sau n-a știut, sunt două probleme. Ambele, eu cred că ambele răspuns sunt adevărate. Clar că intenția lui Isus nu a fost să aducă o revoluție științifică sau filozofică, ci să revoluționeze conceptul de Dumnezeu și de om. Asta a fost scopul lui. A doua problemă. E posibil ca Isus să nu fi știut, pentru că dacă Isus a luat natura noastră, el nu era om dacă știa, deci dacă Isus era atotputernic, spune Dumnezeu atotștiutor, foarte bine. Deci Isus, fiindcă era Dumnezeu, trebuia să fie atotștiutor. Păi în cazul acesta Isus s-a folosit de divinitatea lui. Or, este o axiomă pe care Ellen White o folosește în repetate rânduri, Hristos în al lumii, că Isus niciodată nu s-a folosit de dumnezeirea lui. Niciodată, da? Deci dacă Isus nu s-a folosit de dumnezeirea lui, ci a apelat la resursele care sunt accesibile fiecare dintre noi, nu înțeleg cum Isus ar fi putut să știe ceva ce nu știu oamenii din timpul lui. Da, a mers mai departe decât oamenii din timpul lui în înțelegerea lui Dumnezeu sau a omului, a naturii umane, a sensul existenței, în înțelegerea morală a existenței, a mers mult mai departe. Și putem spune că e un absolut ce a spus Isus în domeniul moral, etic, putem spune ca sens al vieții, despre Dumnezeu ce a spus Isus este un absolut. Asta e fără îndoială. Dar această cunoaștere era accesibilă oricui din timpul său, că altfel n-ar fi împărtășit-o. Nu? Oamenii l-au înțeles tocmai fiindcă era accesibilă și altora. El nu s-a folosit de dumnezeirea lui pentru el. Dar uite, eu am dat câteva exemple și eu astea le văd foarte clar. Ori exemplele astea sunt inventate sau sunt exagerate. El știa ce a făcut femeia aia, știa viața ei, fără să-i fi vorbit înainte cu ea. Da, De dar cu vreau să întreb pe samariteancă. tine. Dar poți să te întreb. Ia să luăm cazul ăsta, da? Da, cu samariteancă. Iisus, Cum da. le explici? Iisus s-a întâlnit cu samariteanca la fântână, a avut o conversație cu ea și când au venit ucenicii, s-a mirat că vorbea cu o femeie, da? S-a mirat Da. că vorbea cu o femeie, apoi femeia pleacă, de fapt, și se întoarce cu cei din Samaria și invită la Samaria. Vreau să te întreb. Cine a spus lui Ioan ce a vorbit Iisus cu Samariteanca? Ioan a scris Evanghelia, dar cine i-a spus? Doi. Poate a spus Iisus, poate a spus Samariteanca, da? Poate i-a spus Samaritenii ce a spus Samariteanca. Dar e sigur că descrierea lui Ioan este fotografică, este ca și cum ar fi înregistrat cu camera conversația lui Iisus și pe urmă a scris procesul verbal. Asta e întrebarea? Nu, fără îndoială că nu. Însă și Ioan, dacă vorbim de Ioan, acolo Evanghelia după Ioan, mai precis, se bazează pe ceva ce au spus oamenii. Iisus n-a scris nimic, sau că a scris, a scris pe nisip, nu? Ceea ce a spus Iisus. Sunt anumite lucruri care nu au fost uitate niciodată și astea sunt, prin fapt, nu au putut fi uitate niciodată, fiindcă au fost niște adevăruri foarte morale, foarte profunde, spuse în cuvinte atât de simple și atât de clare, atât de bine puse, încât oamenii nu le-au uitat niciodată. Dacă observi un lucru, deci, Iisus nu scrie un tratat de teologie, pentru ca învățăturile lui Iisus să nu fie uitate, scopul lui Iisus a fost să dea niște învățături
care să nu fie uitate niciodată. Pentru că aceste învățături să nu fie uitate niciodată, mai întâi ele trebuie să fie foarte simple, să fie inteligibile pentru oameni în timpul lui, dar mai ales să fie ca niște cartușe, să zic așa, pe care le tragi. Adică niște propoziții foarte simple, care să fie ca niște cartușe și să fie trase la țintă, nu știu, niște. Deci nu e un sistem. Sunt mai multe pachete de informații sau niște pilde foarte simple, dar atât de vii cât iarăși nu poate fi uitate. Și faptul că în Evanghelii aceste învățături sunt în variante diferite, dovedește că într-adevăr s-au transmis oral, prin memorie. A doua problemă, faptul că totuși învățătura este aceeași totdeauna, dovedește că într-adevăr Iisus și-a împlinit scopul, anume, niciuna dintre învățăturile de bază nu a fost uitată. De exemplu, când Iisus spune strecurați sunt țarul și înghițiți cămila, fraza este atât de bine pusă și vreau să spun, este comică în ultima instanță, da? Oamenii când ascultau, voi strecurați sunt țarul și înghițiți cămila, râdeau. Noi nu era ca la adunare, că așa ne imaginăm noi, da? Cum stau ca la biserică, acolo, așa, țepeni pe scaune și cu fețe de lemn. Nu. Când Iisus spune, voi strecurați în țară și înghițiți cămila. Toată lumea începea să râdă. Voi, tu lustrești parte din afara paharului, să nu uităm că nu oamenii bogați aveau pahare pe vremea aceea, da? Ceilalți oameni beau din ulcea de lut sau de lemn, nu aveau pahare. Dar cine avea pahare decât preotul și fariseul, nu știu cum. Era de sticlă paharul. Bun, pahare de sticlă. Păi dacă îl cureți pe din lăuntru, se va vedea clar că e curat, dar voi probabil tot lustruiți pe din afară ca să pară curat, dar se vede că e murdar în lăuntru. Deci aceste imagini, lumea le primea cu hohote de râs, fi sigur de acest lucru. Nu era ca și cum ar sta la adunare țepen pe scaun acolo și n-ar mișca și dacă copilul râde, ia mama și o duce la vecio și îl bate. Nu era lumea asta în care trăia Iisus. Și toate pildele care le-a spus la fel au fost atât de vii încât oamenii le-au povestit mai departe din gură în gură și au rămas. Ăsta a fost scopul lui Isus. Isus n-a venit să scrie o teologie. Ne-a lăsat pe noi să scriem teologia. Deci Isus i-a lăsat pe oameni să scrie istoria lui Isus. Ia asta vreau să spun. Istoria lui Isus a fost scrisă de oameni. Isus a aruncat ceva ce nu putea fi uitat și a lăsat pe oameni să scrie. Noi acum o scrim din nou și asta vreau să subliniez. Așa cum Luca a făcut cercetări cu deamănuntul, da? Și a scris și a scris. Clar că și ceilalți evangeliști au făcut același lucru. Au cules tot ce au cules. După aceea, așa cum Pavel a elaborat o teologie pe baza aceasta și după aceea alți teologi creștini au făcut teologie pe baza lui Pavel și vine Luther și revoluționează toată teologia până la el pe bază lui Pavel și așa mai departe. Noi avem aceeași misiune de făcut acum. Noi avem de spus istoria lui Isus. Istoria lui Isus este spusă într-un fel de unul sau de altul, chiar Evangheliile. Dacă vezi filmele care se fac despre viața lui Isus și observă că diferiți regizori sau scenariști pe baza aceleași Evanghelii fac cu totul diferit viziunea despre viața lui Isus. Deci, nu ne rămâne acest act de creație permanentă, de a scrie și rescrie viața lui Isus. Ce s-a întâmplat acolo? Da? Asta este întrebarea. Bun. E o întrebare fascinantă și există seminarul Isus, de exemplu, în care oamenii încearcă să înțeleagă care au fost cuvintele lui Isus și care nu au fost cu adevărat, adică care cuvinte vin chiar de la Isus și care nu, da? Ce s-a întâmplat cu adevărat? Un lucru de care toți sunt de acord că ceea ce se descrie cu privire la cruce e adevărat, da? Asta este partea cea mai importantă, cred. Că anumite lucruri e clar că Isus le-a spus, pentru că vin clar de la el, pentru că nimeni nu le-ar fi fost atât de nebun să le scrie și să le pună pe seama lui, că erau foarte contraculturale. Dar chiar și stilul lui Iisus, tipul de personalitate poate fi înțeles. Și oamenii fac asta în timpul nostru, numai că vezi că
În biserică, dacă tu treci de ce a spus predicatorul la un de ce scrie la școală de seamă ce ai învățat la măsuță, tu n-ai voie să pui mai multe întrebări. Și asta se face că generația următoare, Silviu, va fi ateistă. Pentru că noi nu am mers mai departe, am interzis să meargă mai departe și oamenii au de ales între a și renunța la credință sau a rămâne închiși într-o concepție de acum 2000 de ani despre întreaga lume. Și nu pot face asta, că sunt nefuncțional în societate. Ieri mi-a picat fisa. M-a întrebat de unde știa Ioan. Femeia samaritană a spus, veniți să vedeți ce mi-a spus omul ăsta, mi-a Bun, spus da. toată viața. Da, înțeleg. Da, întrebarea este, deci, ceva ce femeia povestește, ceva ce Ioan aude, da? Este ceva descris factual 100% corect sau este percepția oamenilor cu privire la ce s-a întâmplat? Adică, ce înțelegi de aici, da? Da, eu ce înțeleg este că Iisus n-a vrut ca ăsta să fie motivul pentru care Da. că el știe ce, că citește mintea oamenilor, că știe trecutul lor, că le știe viitorul. Nu asta a fost modul în care a încercat să-i convingă de. Ba mie mi se pare că așa a încercat, că și pe Natanael asta l-a convins și pe femeie. Stai puțin, însă vezi că tot Ioan spune că n-avea nimeni să-i spună ce este în om, fiindcă el însuși știa ce este în om, nu în oameni, în om. Adică asta înseamnă că Iisus era un foarte bun cunoscător al naturii umane. Și, de exemplu, că îi spune lui Nicodim, tu trebuie să te naști din nou. Nu este neapărat telepatie acolo sau citire de gânduri. Este că. Să spun la toți. Da, nu era primul fariseu cu care discuta Isus, e clar. De la prima. Te uiți la el și îl citești. La fel, eu nu știu care a fost toată discuția cu femeia samariteancă, pe la urmă, că au fost mai multe aspecte, da? Deci, istoria e redată pe scurt. Evangheliile, în general, nu sunt bogate în detalii. Sunt destul de trunchiate și rămân la aspecte foarte esențiale și sunt chiar clișee. Practic, dacă te gândești că cele trei sinoptice sunt scrise diferit, de autori diferiți și totuși apare același clișee, da? Asta arată că în mare măsură e o colecție de clișee care deja circulau și clișeele nu sunt o descriere în detaliu a realității. Dar cu Petru, când i-a spus că o să te lepezi de mine până nu se cânte cocoșul, Petru putea să spună după aia, asta a fost o minciună, că n-a zis Iisus asta, dar că i-a prezis viitorul ăsta, nu lui Da, Petru. iarăși, eu trebuie să-ți amintesc că toate astea scrie în sinoptice, da? Deci, toate sinopticele, practic, pleacă de la același material, care este scris la o generație după ce a avut să loc toate aceste lucruri. Astea sunt istorie care spun iar și iar. Hai să spun o întrebare. Tu crezi că umbra lui Petru, când trecea, îi vindeca pe oameni? Că nici Iisus n-a făcut chestia asta. Hai să recunoaștem asta, nu? Nici măcar umbra lui Iisus nu îi vindeca pe oameni. Dar umbra lui Petru îi vindeca pe oameni. Sau crezi că Dumnezeu i-a omorât pe Anania și Safira? Cu adevărat? Adică dacă nu plătești zecimea, Dumnezeu te trăznește, nu? Asta e concepția noastră despre Dumnezeu. Faptul că anumite lucruri au fost scrise. Înainte de a fi scrise, au fost povestite. Sursele au fost orale. E de exemplu Cartea Faptelor. Este o parte care e scrisă la persoana întâi și care începe odată cu plecarea pe mare a lui Pavel. De atunci începe la persoana întâi să vorbească Luca. Până acolo, el practic a cules informații despre ce s-a întâmplat. Ceea ce circula, nu? Da, care le-a întrebat oameni surse orale. Uite, hai să-ți dau un exemplu care, întâi, să nu credem că informația se transmitea în vechime după alte legi decât în timpul nostru. A fost un pastor în Chișinău sau Cernăuți, nu mai știu care, Ucraina sau Moldova, nu mai știu, zona care a fost ținută de România Mare. Un pastor adventist despre care s-a auzit după ce s-a despărțit Chișinău și Cernăuți, pe din partea Uniunea Sovietică și în parte cu România, dar erau români și informația circula. În România, despre acel pastor a venit vorba că el a ajuns să țină conferințe de ateism și a spus în fața oamenilor la tribună, dacă Dumnezeu există să mă lovească acum, și a lovit și a căzut jos mort.
Așa se știa în România. Mama mea îl cunoștea personal, asta știa, asta am auzit și eu. Erau și alții care îl cunoșteau din România, pentru că mulți au un nimerit de partea asta, a graniței după război. Și îl cunoșteau și așa se povestea. În sfârșit, prin anii 70, încep să mai circule turiști. Și vine un pastor din Ucraina, român, ucrainian, la masă la noi și mama îl întreabă, cum a fost cu ăla? Zice, da, zice, într-adevăr, a devenit, mă rog, ăsta activist de partid care făcea propaganda științifică, fiindcă pregătirea lui l-a ajutat bine la treaba asta și omul s-a dus acolo că se plătea mai bine și a început să a încercat oarecum să recupereze ce pierduse înainte, să bea și să mănânce foarte mult, dar de obicei ținea la sate în cămine culturale, conferințe de ateism și mereu termina cu fraza asta. Dacă Dumnezeu există, să mă trăsnească acum și oamenii, mai ales partea aia rusă, inclusiv în Moldova, e mult mai mistică. Chiar și românii din Moldova sunt mai mistici decât cei din restul Moldovei de dincoace de Prut. E spiritul ăsta slab, foarte mistic. Erau îngroziți când auzeau. Hai, trezește-mă, băi, ce faci? Și fac nimica, știi? Și după, de obicei, după ce se termina așa de la partid, făceau acolo un chef. Cu caviar, cu ifre negre, cu vodka, nu știu ce, și dansau, nu știu cum. Și el, după ce s-a dat o conferință, juca cazacioc sau ce juca cu o rusoaică foarte corpulentă, acolo și dat a făcut infarct. Om a pus mâna la inimă și a făcut infarct, la țară nu prea avea primul ajutor, știi? N-a pus să scape, a murit. Bun. Oamenii au zis, fiindcă a spus că să mă trezească Dumnezeu, uite că Dumnezeu l-a trăznit. Dar el singur s-a trăznit. Adică când bagi atâta vodcă și caviar în tine și joci cazacioc, se poate să ți se întâmple, nu? E chiar foarte probabil. Nu e deloc improbabil să mor. Dar ideea a fost că a fost trăznit. Și poate ai putea spune că pe undeva e un adevăr în treaba asta. Adică omul a sfidat pe Dumnezeu sub toate aspectele și a făcut-o singur. Poți spune treaba asta, dar nu a trăznit de sus. Eu nu știu de ce noi vedem așa în Dumnezeu și credem în divinitatea lui Isus doar pentru minuni, doar pentru că știa viitorul și căutăm toate aspectele astea și nu le căutăm pe celelalte de care spuneai tu, Da. învățătura lui, ceea ce a spus el și ceea ce. Da. Și uite, Silviu, de exemplu, FBI-ul spune în America că pe baza la meta-analiză poate să anticipeze comportamentul oamenilor cu 3 săptămâni înainte. Deci doar pe baza a ceea ce se vede în social media poate să anticipeze și de multe ori numai pe baza la analiză spune va avea loc un atac terorist. Dar nu doar FBI-ul. L-am sfatat pe colonelul Rădulescu, un fost colonel de contrainformații din România, dacă vă mai aduceți aminte de el, da? Mai apare unul la televizor. Deci, el spunea că ei au știut că va cădea Ceaușescu pe baza traficului de analiză. Și moderatorul l-a întrebat, dar de ce nu i-a spus Ceaușescu? Zice, păi n-aveam niciun argument, de fapt. Noi analizam traficul de informație care îl percepeam. Deci, era doar ceea ce se discuta în diverse zone și nu neapărat, să zic, nu neapărat spărgeam, să zic, un cifru ca, sau o encripția ca să ascultăm, da? Deci noi analizam anumite afirmații făcute în ziare, nu știu ce, și am ajuns la concluzia că Ceaușescu nu va apuca 1990, că va muri înainte de anul nou. Deci am ajuns la concluzia asta, cum? Doar pe baza analizei și putea să nu fie așa. Era o anumită probabilitate care apărea din, până la oaltă, tot felul de informații care o analizau, pe care o interceptau, ajungeau la concluzia că pe undeva se pregătește ceva
lui Ceaușescu înainte de anul nou, de exemplu, dețin asta să știe, de exemplu. Dar era numai un aspect din asta. Când s-au despărțit Ceaușescu de Gorbaciov ultima oară și ce ne vedem anul viitor, zice, dacă mai trăi, i-a spus Gorbaciov, da? Dacă mai fi, nu? Atunci. Deci, dar toate acestea, asta putea fi o simplă afirmație, dar pui în context cu altele. Și cu alte informații, zice, băi, ceva să pregătești, dar nu știm ce. Deci, ce vreau să spun este că noi înșine, oamenii, sunt capabili, la data aceasta, mai ales folosind și inteligența artificială, să nu uităm că acum avem și inteligența artificială, să anticipeze multe comportamente oamenilor și ce gândesc. În China este pusă poza lui Xi, președintele Xi, și cineva se uită la ea și camera îi analizează expresia feței. Și pe baza expresiei feței se știe dacă el îl înjură, de cel mai multe îl înjură, da? Pe Xi, sau dacă într-adevăr delirează de entuziasm în fața lui, dar de cel mai multe îl înjură. Însă chiar dacă îl zâmbește și ceva, e marele nostru președinte, nu știu ce, cei care, deci algoritmul de analiză, că este vorba de mașină acolo, nu de om, da? Mașina spune, omul ăsta îl înjură, de fapt, în sinea lui. De ce? Pentru că mașina aia a analizat miliarde de expresii de față. Nu? În diverse contexte și deja vede. Dar acum ajungem să scanăm și creierul. Uite, îți dau un exemplu, ceva incredibil la ce s-a întâmplat în California. Deci bănuiesc că pe la Silicon Valley, pe acolo, pe aproape. Deci o femeie care a avut un accident cerebral și nu poate vorbi, da? Mai vreo 300 ceva de electrozi au fost implantați în creierul lor, în diferite zone, în creierul ei, și o interfață între creier și computer și are un ecran în față. Pe ecran apare fața ei, care începe să vorbească cu vocea ei. Ea gândește și o inteligență artificială care tot timpul de îi studiază și învață tot timpul, că inteligența artificială învață în timp, da? Deci învață. Ajunge mai la perfecțiune, ea gândește și imaginea ei de pe ecran cu vocea ei bazată pe vocea care a fost înregistrată la nuntă în tinerețe, imaginea ei cu vocea ei spune gândurile. Deci eu vreau să spun, este asta dovadă că omul e Dumnezeu? Nu. Dar îi explicăm toate lucrurile acestea foarte bine, nu-i așa? Dar, Câte când o să aflăm și ce vorbesc animalele. până la urmă, da, nu știu dacă animalele, cam înțelegem limbajul, la multe decodăm limbajul, la maimuțe deja, la altele nu, dar problema este că ce vreau să arăt este că nu ăsta este argumentul în fața divinității lui Isus pentru secolul 21. Și atunci hai să nu ne înfundăm în argumentele, acest argument. Mai importantă este dezvoltarea conceptului de Dumnezeu care trece prin Isus, da? Cum spunea și Antonio, îmi pare rău că nu este aici, Antonio. Între. Dumnezeu este într-o unitate organică cu Universul și noi suntem parte din Univers, da? Deci, practic, noi suntem parte din Dumnezeu, să zic, într-un fel sau altul, chiar dacă pare blasfematoare ideea. Să nu uităm de asemenea că realitatea e într-o continuă schimbare și Dumnezeu este parte din acest proces. Creația n-a fost dată în 6 zile, creația continuă. Da? Și va continua la infinit, niciodată nu se va opri. Și Dumnezeu este parte din acest proces. Și atunci, dacă trebuie să-L înțeleg pe Iisus ca un om al secolului 21, dacă vreau să am ceva de spus relevant la contemporanii mei, că mesajul și-a pierdut orice relevantă, orice relevanță, mesajul se adresează unei subculturi de ghetto, de buncă, de oameni ignoranți și speriați. Ok, uite, Eli, vreau să mai rămânem vreo 15-20 de minute, da? Da. Așa că dacă sunt întrebări scurte și foarte... Uite, Daniel a ridicat mâna și după aceea Teofil. Stimă și respect, deci cunoaștem mulți preoți care ghicesc și știu totul despre cei ce vin la ei, pentru că pun pe altcineva sau află de la cei care sunt lângă ei cu ce au venit, cum îi cheamă, de unde sunt.
Întrebarea mea este următoarea. Adică constatați că astăzi nu există niciun singur credincios conform afirmațiilor lui Iisus că un credincios poate muta munții, dar care credință după un vom demășta și nimic nu va fi cu neputință, iar tot ce veți zice adevărat vă spun, cine crede în mine va face lucrurile pe care le fac eu. Mai mari, mai mari a zis. Mai mari, mai mari, mai mari. Mai mari a zis. Da, și o mică precizare, autosugestie este cea care îi vindeca de multe ori pe cei din trecut, pentru că autosugestia se manifestă la sugestionabili, care sunt tot mai puțini azi. Mulțumesc! Da, mulțumim! Apropo de mutat munții, chiar dacă cineva nu poate înțelege o metaforă, să zic, adușa chiar că nu mai are pe ce discuta, nu? Practic este destul de clar că e o metaforă acolo. Adică dificultăți de netrecut, insurmonabile, în aparență, pot fi trecute de oameni care cred. Vorbea de Diana Nayad, care se autodeclară ateistă și a reușit să facă performanța aceea unică în istoria notului. A traversat oceanul not, practic. Nu? Fiindcă a crezut că poate face. De o viață întreagă a vrut să o facă și a făcut-o până la urmă. Okay. Teofil. Da, bună seara. O întrebare scurtă am și eu. La fel cum a spus și Edi, nu cred în Dumnezeu pentru minuni. Dacă ar fi fost așa, probabil eram ortodox azi. Sunt mai multe minuni acolo decât pentecostal. Stau acolo. Da, dar am totuși o întrebare, adică s-a discutat foarte mult despre minuni de vindecare și Iisus a făcut și câteva altfel de minuni, potolirea furtunii, înmulțirea, transformarea apei în vin sau înmulțirea peștilor și a pâinii. Dar aș vrea să mă refer în special la învierea lui Lazar, care, cum să zic, a înviat și pe fiul vădvei din Ain, dar totuși asta a fost într-așa fel încât să rupă orice dubiu, da, după 4 zile când omul deja începea să miroasă, pentru că știu că e de crede în învierea lui Iisus și în același fel nu știu dacă crede în învierea lui Lazar așa cum este prezentat în Evanghelie. Și dacă nu... Nu sunt sigur dacă credeți sau nu chiar lui Lazar și cum se explică. Da, deci învierea lui Iisus. Interesant că Pavel face un comentariu despre învierea morților, nu numai despre învierea, ci despre învierea morților, da? Și el spune ce semen tu nu răsare până nu a putrezi. Deci oarecum vorbește ca și cum ar fi ceva o anumită... E clar că oamenii nu înțelegeau ce se întâmplă cu sămânța în pământ. Nu știau de genetică, de embrion și așa mai departe. Nu știau de celule. Nu înțelegeau. Dar sub pământ se întâmpla ceva ce depășea puterea lor de înțelegere și oarecum Bobul murea și învia. Dacă învierea e posibilă, învierea poate fi posibilă într-o singură condiție. Și care este această condiție? Și ca să spun, să arăt, vreau să folosesc chiar un exemplu tehnologic. E o promisiune pentru următorii 10-20 de ani. Deci sunt două companii digitale care sunt foarte avansate, deepfake. Și ele promit să învie morții. În ce sens? În sensul că există informație despre cineva, informația e peste tot, cum conduce mașina, e filmat pe stradă, peste tot, da? Deci ai informații despre om, foarte multe informații acum, luată despre un om, mai ales că totul este urmărit acum de camere și așa mai departe, cunoști viața lui pe bază la mai multe și pe bază la aceste informații, după ce om moare, este reconstituit, e făcut un portret deepfake, inteligență artificială. Dar omul e pe ecran, însă el nu e un film înregistrat. El e o inteligență artificială care a creat un algoritm pe bază la toată informația știută despre persoana aceea și care îl face ca și cum ar fost persoana aceea și cu cât se adună mai multă informație, cu atât acest deepfake va fi mai aproape de realitate
Dar știi că nu e persoana aceea, fiindcă persoana aceea nu mai există, nu? Știi că este un deep fake și japonezii chiar spun că vor face și corp. Așa că bunicul a murit, dar stă lângă tine pe fotoliu și discuți cu el, tu cu bunicul la meci și comentezi meciul cu el și exact reacția lui bunicul. Când intră mingea în poartă, face aceeași reacții, comentează meciul exact bunicul, dar nu e bunicul, e inteligență artificială. Cineva ar putea spune că învierea, dacă totul dispare, învierea nu este înviere, pentru că nu e aceeași persoană. Adică poate fi același ADN, poate fi aceeași structură moleculară și tot ce vrei și aceleași celule, același creier, cu aceleași conexiuni, dar nu este el. Nu e identitate, da. Nu, e o copie. Pentru ca învierea să fie posibilă, este necesar ca identitatea să nu dispară. Și cum Pavel spune, e ceva sub pământ care se întâmplă, cu siguranță că e ceva sub pământ, adică sub apă, cum să zic, dincolo de orizontul nostru de cunoaștere, inaccesibil nou, care se întâmplă în momentul morții, care păstrează totuși identitatea omului și nu știm cum, nu avem nicio... Așa cum, să zic, în secolul 1, nici Pavel, nici cei care le vorbeau, habar n-aveau de genetică și de embriologie și de biologia celulei și toate chestiile astea, habar n-aveau de biochimie, de nimic din astea. Totul se întâmpla ceva sub pământ, era clar și băbură să lea iarăși. Deci ceva acolo se întâmpla. Pentru ca învierea să fie posibilă, trebuie ca ceva esențial pentru identitatea omului să rămână. Și eu cred că învierea lui Lazar, nu mă interesează văduva lui Nain sau asta, fica lui Iair. Dar astea sunt chestiuni mai simple. Nici nu știu dacă am murit cu adevărat sau nu. Putea fi moarte clinică. Dar învierea lui Lazar, aia clar că nu mai era moarte clinică. A început să putrezească. Învierea lui Lazar arată, a vrut să arate că învierea există. La fel, învierea lui Iisus a fost mai elusivă, nu mai elusivă decât învierea lui Lazar. Ține acord că învierea lui Iisus a fost foarte elusivă. Nimeni nu l-a văzut, de fapt, când a înviat. Da? Ucenicii au văzut mormântul gol, femeile au văzut mormântul gol. Practic, cei care s-au întâlnit cu Iisus n-au știut dacă Iisus sau nu. Iisus a avut totdeauna dubii. Este el sau nu este el. Acest caracter eluziv al învierii lui Iisus face ca să arate că învierea lui Iisus a fost altceva decât învierea lui Lazar. Învierea lui Iisus a fost învierea pentru viața viitoare. Ceva a fost schimbat în Iisus, ce nu mai era înainte, dar clar că le-a arătat că are corp, are biologie, mănâncă, da? Mă rog, pipăie-mă, e carne. Deci a arătat că este corp, dar totuși avea o problemă să recunoască. Asta apare în toate aparițiile lui Iisus, cel mai paradoxal e drumul spre Emaus, unde ucenicii nu-L recunosc pe lumină, dar recunosc pe întuneric. Asta e cel mai mare paradox. Deci pe lumină nu-L recunosc, și abia noaptea în colibă îl recunosc după ce s-a făcut întuneric. Foarte stranie ideea. Ca atare, cred că învierea lui Iisus este ceva ce arată ceva din viața viitoare și pentru noi nu poate fi decât eluziv. Iri, mănâncă, cum spuneai tu, dar trece prin zid. Aici e problema, mănâncă, dar trece prin zid. Sau știi... Era să zic, dar mai... Da, și care e problema? Acum, uite-te puțin. Gândește că la data aceasta, universul, la nivelul nostru de știință, la nivelul fizicii moderne, universul e mult mai eluziv decât era pe vremea lui Newton sau chiar decât pe vremea lui Einstein. Mă refer la fizica cuantică în special, nu? Că până la urmă asta este și principalul paradox al în fizica cuantică. Nu este că atomul trece prin zid, că poate trece prin zid, să zic, printre atomi. Dar problema este că atomul poate fi de o parte și de alta zidului în același timp. O particulă subatomică poate fi în ambele părți în aceeași vreme. Ceea ce e un paradox, trebuie să recunoaștem. E contrar concepției noastre euclidiene despre realitate. Sunt aspecte... Cei care au luat premiul Nobel la fizică pe anul 2023, cei trei, de fapt spun universul real, universul local, adică universul care îl analizăm noi, în care trăim noi, da? Universul care le percepe prin simțurile noastre. La nivelul simțurilor, de fapt, că să era adevărul, da? Noi percepem la nivelul simțurilor. Universul local nu este universul real. Universul real nu este local. Adică este
dincolo de posibilitatea de investigație prin aparate sau prin simțuri. Depășește dincolo și nu avem o formulă, o ecuație în care să-l băgăm. Și când spun aceste lucruri, înțeleg că pot exista în universul nostru legi pe care nu le înțelegem și nici măcar nu le putem înțelege, care acționează ca o variabilă în universul în care trăim noi, da? Dar e ceea ce Einstein numea variabilă ascunsă, să zic. Einstein a fost numit asta variabilă ascunsă, că vorbea de fizica cuantică. Este o variabilă ascunsă care nu putem descoperi, dar variabila asta există, adică se supune legilor fizicii, dar nu legilor fizicii așa cum le înțelegem noi. Este ceva natural, dar e ascuns. Vorbim și acum de variabile ascunse. Există o variabilă ascunsă aici, care nu putem înțelege și care creează efectul paradoxal. Aici, de exemplu, se referea la problema împerecherii particulor cuantice, care face ca informația să se transmită mai repede decât viteza luminii, ceea ce e contra legilor fizicii. Și aici spune, este o variabilă ascunsă acolo, care nu o cunoaștem. Și ultimul premiu Nobel la fizică a spus că nu putem descoperi nicio variabilă ascunsă, dar totuși există variabila asta. Pentru că legile fizicii relativității sunt sigur că sunt reale. Dar ce faci când ceva practic sfidează aceste legi? E ceva ce o variabilă ascunsă. Așa că în cazul învierii lui Lazar sau al învierii lui Isus este variabilă ascunsă pe care ne eludează. Da, uite, aș vrea să dau cuvântul lui Marian, care ridica mâna primul, înaintea lui Emilie. Și apoi Emilie. Bună seara, bună seara tuturor. Salut. Salut, Silviu, noi am mai vorbit. Iisus, cum au spus-o și alții mai citiți decât mine, întruchipează cele mai frumoase aspirații spirituale care sunt în om. Nici în iudaism, nici în islam nu există un personaj atât de frumos care să se jertfește pe sine. Islamul se mulează foarte mult pe firea noastră omenească. Nu există conceptul de iertare a dușmanilor. Iisus a adus lucruri pe care islamul nu le-a primat. Islamul e o copie a iudaismului, așa, puțin mai grosieră, cu lucruri, cu poezie, cu lucruri frumoase, cu misoginism și cu multe alte păreri personale de ale lui Muhammed. Acum revenind de la Iisus, totuși când noi citim Biblia și în special Evangheliile, noi nu putem face abstracție de aspirațiile astea frumoase pe care le-am brodat pe Iisusul nostru și când reușim totuși să ne detașăm de ele, deși e foarte greu, vedem, eu, de exemplu, am văzut și anumite inconsistențe. Și una dintre ele la care mă limitez, la un moment dat Iisus le reproșează apropiaților lui, deci el avea ucenici și apostole și avea trei care erau mai apropiați, care l-au urmat și pe multele schimbări la față, dar chiar și aceia au lăsat de dorit și Iisus la un moment dat le reproșează lipsa de compasiune. Acum, întrebarea este, eu cunosc atei care au resurse psihoafective suficiente încât să nu le facă reproșuri, să nu le scoată oamenilor ochii pentru că nu le oferă suport emoțional, pentru că au în ei înșiși foarte multe resurse în condiția în care sunt atei. Iisus, care era racordat la puterea divină, chiar atât de sărac pe interior era încât să le reproșeze oamenilor lipsa. Ei erau depășiți de misiunea lui, de mizele lucrării lui. Acolo chiar a fost dacă evenimentul relatează un adevăr propozițional, cum zicem noi adventiștii, Iisus acolo nu a fost foarte nobil. Deci numai acolo e o inconsistență, nu mai concordă cu exemplu. Da, păi întrebarea este, cum împăcăm Iisusul ăsta care își ceartă apropiații că nu-i oferă compasiune cu Iisusul ăla frumos din Biblie, din predici, din aspirațiile noastre? Și încă o întrebare în subsidiar, ca să că timp e limitat, am observat un pattern și la Edi, sper să nu se supere, poate sunt primul care îi spune asta,
Cel mai luminat teolog adventist pe care l-a avut secolul XIX a fost, după părerea mea, Alonzo Jones. El a adus creștinul în biserica, dar treptat a alunecat către panteism. A fost de o inteligență sclipitoare vis-a-vis de libertate religioasă, vis-a-vis de istoricism, vis-a-vis de profeție, sfatologie. Deci a demontat, fără să aibă resursele pe care Eddie și noi le avem astăzi, a demontat miturile adventiste așa, in no time. Dar partea care mă contrarieze că alunecă către panteism. Riscăm să vedem și pe Eddie panteist? Nu, eu sunt adeptul teologiei procesului, care nu naște identificat cu panteismul, dar vorbind de reproșul lui Iisus, e interesant acele aspecte din care sunt considerate cu adevărat autentice, chiar și de sceptici. E singurul moment din viața lui Iisus când este oarecum descrisă reacția lui emoțională la evenimente. Deci, dacă e în general cum se scrise Evanghelie, sunt destul de schematic scrise. În mod paradoxal, sunt doar două personaje vii în Evanghelie, Iisus și Pilat. Citește Evanghelie ca literatură, să zic, ca literatură. Un autor care scrie Evangheliile, un autor de ficțiune, e destul de stângaci ca autor de ficțiune, fiindcă nu este în stare să... sau autor de, să zic, de biografie ficționalizată, cu orice biografie ficționalizată, vorba, da? Nu e în stare să creeze personaje vii. Personajele din Evanghelie sunt bidimensionale, reacțiile lor sunt stereotipe, aproape mecanice. Singurele personaje vii sunt Pilat și Iisus. Pilat este un tip viu, într-adevăr. E un tip interesant, un tip care are dileme, are conflicte, la fel și Iisus. În momentul acesta, Iisus se dovedește a fi om adevărat. Eu găsesc aici aspectul cel mai fascinant la Evanghelie. Momentul în care Iisus se dovedește uman este când începe să reproșeze ucenicilor faptul că nu vor să stea lângă el în momentul acela. E o reacție omenească, adică e disperat, Iisus e disperat. Dar dacă vrei, este unul și mai interesant pe cruce, în care Iisus spune mie sete și îi se dă buretele cu amestecul acela anesteziant care se dă lui Iisus. Și interesant că pe de o parte ni se spune, Matei spune că a refuzat, dar Marcu spune că a luat narcoticul. Și faptul că l-a luat iarăși este o arată că Iisus era om. Era om. Iisus era frumos să nu-l ia și să o ducă în... Nu? Că da, auzeam critici deci, în care se spunea că Iisus a refuzat alcoolul pe care noi îl... Dar era alcool, era oțet. Nu, dar avea un rol de anestezie. Narcotic. Dar nobil, conform cu aspirațiile noastre, ar fi Iisus fără stimulente chimice, fără să suporte... Da, Iisus adventist, da? Dar, de fapt, adevărul este că dacă Iisus a o natură umană și nu s-a folosit Dumnezeirea lui, există o limită pe la care omul poate tolera stresul și, într-adevăr, dacă îi dai, folosește narcoticul. Iisus a tolerat stresul crucii mai bine ca oricine, fiindcă avem multe istorie de oameni răstigniți. În general, pe cruci oamenii începeau să blesteme, să nu știu ce, deveneau foarte... arătau, într-adevăr, natura umană. Iisus a avut chiar pe cruce un comportament la care l-a făcut pe sutașul roman să admire, da? Dar faptul că a luat narcoticul, Iisus e mai degrabă o încurajare, că dacă vorbești cu un alcoolic, să zic, și omul e disperat, orice alcoolic cu care Iisus e silă de el însuși, cum de a ajuns în starea asta, și totuși Iisus arată omului, te înțeleg, da? Aia, e fost situația aia când s-a prăbușit totul în viața ta și ai luat un pahar, primul ai luat unul și uite, ai ajuns să fii captiv. Deci este situația asta... omul care apelează la chimicale pentru a-și fixa creierul. Și eu nu zic aici că Iisus a vrut să ne dea un exemplu. Zic mai degrabă că arată într-adevăr dimensiunea umană a lui Iisus. Îl face pe Iisus un personaj viu cu adevărat.
lucrul acesta, adică aceste reacții umane, tipic umane, îl face pe Iisus uman. Nu este idealul nostru de sfințenie, de a deveni cât mai departe de natura umană. Nu, Iisus, de fapt, a îmbrățișat natura umană cu totul. Emilio. Dacă dai drum la microfon, te auzim. Întrebarea mea este legată de, de ceea ce s-a discutat un pic de gânduri. Și anume, întrebarea este următoarea. Cât de moral este ca cineva să-ți citească gândurile, chiar dacă este vorba de Dumnezeu, nu? Cât de moral este acest lucru? Mai ales în contextul actual, când ne ferim, există legi la nivelul societăților private, la nivelul, să zic, la spitale, la instituții de stat, unde informațiile n-au voie să se mute dintr-un loc în altul. Deci există o protecție a datelor personale. Acum știu și textul biblic care spune că cine este vasul de lut, ca să îl întrebe pe lucrător cât de ce mai făcut așa sau altfel. Dar zic, pentru că noi păcătuim mult cu gândul și aceasta ne pune în defavoare. Nu? Că Emile, uite, de moral. Referitor la întrebarea ta, mă gândesc la ce spunea Edioată, că Lenoide vedea ce făceau anumiți frați pe sub... Sub plapă-mă, sub plapă-mă. Și dacă era corect, da, să vadă ce face acolo sau să spună. Da. Okay. Și zice Lenoide, mi s-a arătat ce se întâmplă în dormitoarele la frați care așteaptă pe Iisus și ce fac acolo și cu soțiile lor, ce chestii fac, nu știu ce. Deci problema aici, cred că Emilia a pus problema foarte bine, anume, fiindcă veni vorba de acea idee, cine ești tu, vas de lut să judeci olarul, să nu uităm că se referă la o concepție în care omul era considerat vas de lut, practic. Deci iudeii se considerau aleși, fiindcă așa a vrut Dumnezeu și celălalt zice, fiindcă așa a vrut Dumnezeu. Păi dacă chiar te consideri vas de lut, atunci acceptă că olarul face ce vrea cu tine, da? Folosește ce vrea. Dar nu asta este de fapt esența învățării lui Pavel acolo. Dacă e toată epistola către romani, se pare că cu tot o altă teologie. Însă Dumnezeu nu poate să se supună pe sine unui standard moral diferit de cel pe care îl cere omului. Și scuze-mă. Legile etice sunt universale. Se aplică la om ca și la Dumnezeu, dar binele este universal. Și în situația aceasta, într-adevăr, cred că întrebarea lui Emilio este foarte bine pusă. Cât de moral este ca Dumnezeu să intrudă în... ca Dumnezeu să violeze partea intimă a omului, să ne recunoască autonomia morală. Acum, sunt oameni care au aici o anumită concepție, de exemplu sunt părinți care vor să știe tot ce gândesc copiilor, tot ce fac copiilor și orice psiholog recunoaște că consecința este rea pentru copil, în ultima instanță, nu pentru copil, pentru adult. Copilul când devine adult încă poartă urmele acestei supravegheri îngrijorate a părinților care intră în intimitatea lui și o violează cu intențiile cele mai bune. Nu uite că vedem și pe Dumnezeu și pe Dumnezeu așa. Însă un Dumnezeu care nu-ți recunoaște autonomia, nu-ți respectă autonomia și individualitatea și intimitatea, are aceleași efecte dezastroase ca părintele care o face, pentru că vrea ca copilul să rămână curat, să nu fie atins de păcate, nu știu ce. Uitați-vă la psihologia unor asemenea creștini, că e deformată întotdeauna. Deci, ei sunt părinții aia de obicei care fac așa copiilor, fiindcă chiar psihologia lor a ajuns deformat, fiindcă așa a avut pe Dumnezeu. Ok. Uite, Mihai a ridicat mâna și cred că este ultima intervenție. Bună seara! Bună. Mă auziți? Da? Da, vreau să întreb cât de moral este ca Dumnezeu și Iisus să nu cunoască
gândurile omului. Adică gândindu-ne că el este cel mai aproape de sufletul omului, cât de moral ar fi să fie indiferent, adică să nu ne cunoască toate durerile și sentimentele pe care le avem. Eu cred că mai imoral ar fi să nu ne cunoască decât să ne cunoască. Asta nu înseamnă că ne și judecă, poate că ne iartă. Adică fiindcă ne cunoaște, ne știe, dar nu, asta nu înseamnă că ne și vrea să ne controleze. Problema aici nu-i de moralitate, adică, mă rog, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, cu siguranță că cunoaște. Însă întrebarea este dacă Dumnezeu își pune niște limite în a respecta autonomia omului și eu cred că o face. Și omul fiind, e o ființă autonomă care are dreptul la viața lui lăuntrică. Cred că problema care a pus-o Emilio e foarte corectă, anume în sensul că noi, de exemplu, în multe situații preferăm să nu știm ceva despre ce gândește un om ca să respectăm autonomia, chiar dacă știm, în cazul lui Noe cu Iafet și Sem, atunci când Ham le-a spus, uite cum e tata, mergi să vedeți cum e tata în cort, ei știu cum e tata în cort, dar nu vor să vadă, pentru că este un act de respect față de om. Și cred că noi avem o problemă în culturile noastre creștine. Credem, de exemplu, în cazul relației între părinți și copii, credem că părinții trebuie neapărat să știe totul despre copiilor, să nu le respecte cu nimic intimitatea lor, pentru că ei știu mai bine, fiindcă sunt părinți și o fac din dragoste. Dar, așa cum am spus, întotdeauna astfel de acțiuni au consecințe negative pentru copii și aceștia când cresc, e un ciclu care se perpetuează mai departe cu urmașii lor. Cred că una este să trăiești știind că ești tot timpul supravegheat și alta este să trăiești știind că totuși ești liber, nu ești supravegheat la fiecare pas. Și problema moralității, deci este într-adevăr, adică să nu-i pese. Bun, cât de demoral este ca Dumnezeu să nu-i pese de suferința omului, atunci cineva ar putea să ridice întrebarea de ce nu intervine, da? Că de obicei nu intervine. Adică, nu știu, cazul ca să fie intervenit în situații de suferință Dumnezeu în mod miraculos niciodată. Dar, practic, mai degrabă omul, de-aia e și rolul rugăciunii. Omul îi spune lui Dumnezeu, uite ce am și nu știu ce, și atunci cere sprijinul lui Dumnezeu. Nu spun că lui Dumnezeu nu-i pasă, dar cred că Dumnezeu respectă o anumită autonomie a omului, ca omul să poată să fie matur, să aibă aceeași autonomie pe care are și Dumnezeu, să nu se simtă tot timpul supravegheat. Am înțeles. Deci nu este la fel de intervenționist ca în Vechiul Testament. sau ca în Vechiul Testament. Adică există o schimbare de paradigmă. Mihai, eu nu știu ce vârstă ai. Eu am făcut schimbarea de paradigmă când a căzut comunismul în România. Aveam 39 de ani când a căzut comunismul, așa că am apucat la vârsta matură schimbarea de paradigmă. Interesant că Ceaușescu își justifica orice acțiune din dragoste față de popor și la fel supravegherea poporului de către securitate era tot din grijă față de popor. Dar eu mi-aș fi dorit să trăiesc într-o țară în care securitatea nu mă iubește chiar atât de mult, nici guvernul mă iubește chiar atât de mult, mă mai lasă și în pace. Uite, ia cum un caz, nu știu dacă ai văzut că Biden săptămâna trecută a avut o adresă cu privire la inteligența artificială și e o discuție întreagă acum cu privire la inteligența artificială. Deci inteligența artificială oferă la law enforcement, la securitate, la poliție, la toate aceste mecanisme de supraveghere, îi oferă practic posibilități nelimitate. Homeland Security, sub care se pare că Biden vrea să pună cel mai mult inteligență artificială,
ca să ne protejeze de China sau de nu știu ce, dar e foarte periculos, da? Pentru că Homeland Security, bineînțeles că te apără pe tine ca cetățean de chinești și de mai știu eu ce, dar tu nu vrei ca cetățean ca să fii sub o supraveghere permanentă, să se știe totul despre tine. Și unii spun, păi dacă n-ai nimic de ascuns, de ce să nu se știe totul? Uite, așa sunt eu. N-am nimic de ascuns, dar nu vreau să se știe totul despre mine, nu? Și deja se ridică niște probleme etice în mintea omului modern acum. E posibil ca puterea să știe totul despre tine într-o democrație liberală, cu scopul de a te proteja, și oamenii protestează. Mulțumesc, prefer să-mi asum riscul pentru viața mea decât să fiu sub o permanentă supraveghere. Pentru că omul simte că îi se ia ceva foarte important. Deci, la data aceasta, suntem în situația în care problema să nu discutăm numai cu privire la Dumnezeu. Este discutată și cu privire la agenți umani. Și se ridică un aspect etic în care Dumnezeu poate să apară ca o scuză. Uite, preotul catolic. Preotul catolic știa totul despre tine. El era acolo, spre deosebire de preot ortodox, el tot era la umbră. Nici măcar nu știai cine este. Și tu spuneai totul despre viața ta. El te întreba foarte scuz totul despre viața ta. Și tu îi spuneai totul, așa că preotul știa secretele la toți oamenii din sat sau, mă rog, la toți nobilii și regii și regiile și ducezii, ducesele, la toți le cunoștea secretele pe care le folosea ca să păsteze puterea bisericii. Dar acel preot, el însuși are păcatele lui, nu-i așa? Însă el acționa numele lui Dumnezeu și spunea te iert numele lui Dumnezeu. Iar lumea vedea că e bine, preotul iubește și spui preotului că oricum nu spune la nimeni și el te iardă și trebuie să știe că el reprezintă pe Dumnezeu. Ca oameni moderni avem o altă mentalitate aici. Vrem să ni se respecte intimitatea și cred că Dumnezeu respectă. Nu zic că Dumnezeu nu știe că e Dumnezeu, dar totuși cred că ne respectă această intimitate și această spațiu de autonomie personală. Ok, mulțumesc mult de tot. Mai o mână ridicată, Mihai Șerbu. Da, nu, sunt eu, gata, mi s-a răspuns. Aha, mulțumesc frumos. Bun, bine, mulțumesc eu. Vreau să-ți transmit din partea lui Cristi Arghir că nenea Vasile Arghir a trecut la Odihna, miercuri. M-a rugat să-ți... Dacă îl mai ții minte pe nenea Arghir. Mi-aduc aminte de noată de bine. Poți să-mi dai un detaliu. Din Câmpina. Era foarte interesat el de profeții. Da, țin minte. Ce vârstă avea? 91 de ani. 91 de ani. Da, mi-l amintesc din Câmpina. Însă, ce să spun, 91 de ani e totuși o vârstă frumoasă. Nu? Adică, măcar a fost un sfârșit luminos, că un sfârșit tot trebuia să vină. Bine. Mulțumesc mult pentru răspunsul la întrebări. Vineri seara viitoare nu o să avem întâlnire. Bun. Când ne vedem... Alegerea voastră. După... Da. Peste două săptămâni. Alegerea voastră. Bun. Eu vă spun la revedere. La revedere.